like to wish you a very warm welcome in the city of Cluj-Napoca, Romania, in the very heart of Transylvania. We are honored to have you here because due to you, our city is going to be the World Championships Futnet for a few days, and I hope you'll enjoy your stay in Cluj-Napoca. Alors c'est la première fois que je viens en Roumanie et je suis très heureux de venir pour ces championnats du monde. And I think that this event is incredible. It's a very big event and I am very happy to be here. It is a really, really hard dream. Niște oameni mai în vârstă, pe stradă și atmosfera care se creează în jurul sportului ăsta. Fiecare român, nu cred că nu a jucat o dată în viață. I came from Colombia here to Romania and I think that it is a lifestyle and it's the best choice that we could make in our lives. Futnet potrebbe essere way of life, yes, ma come veramente un modo di vivere lo sport diverso. Perché questo veramente è uno sport che si può giocare anche a un'età più avanzata di altri ed essere stracompetitivi. During the championships will help promote Futnet in all over the Romania and also in all countries in Europe. Da, pot să spun că am reușit să fac mult mai mult decât mi-am propus. Cel puțin în sufletul meu speram să iasă totul perfect, speram să obținem și performanțe bune și sunt de-a dreptul fericit, obosit, dar fericit. Futnet for me is almost my whole life. I'm a doctor as my job, and instead of this job I do a lot of time the sports and mostly the futnet. I've been playing this sport from 10 or 12 years, so it means 26 years. Once you get into the Futnet world, you don't get out after that. I think that it's an amazing sport. When you practice, when you play, when you train it, you will do it the rest of your life. Year by year, it is very nice and my heart is happy.
Le footnet, c'est une passion. Ça fait plus de 20 ans que je joue au tennis ballon. Je suis maintenant sélectionneur, donc c'est une passion qui va durer, je pense, toute ma vie. Et venir dans un pays comme la Roumanie, qui adore aussi le tennis ballon, ben on se retrouve tous ensemble pour une belle fête dans un lieu magnifique. Des rencontres, de faire des voyages, d'avoir une rencontre avec des nations différentes, avec des nations étrangères. Et puis c'est une grande part de notre vie parce que c'est une passion, ce qui nous permet de vivre des moments comme celui-ci. 대회 참가하게 돼서 영광이고 이제 여러 나라 국가 사람들이랑 같이 풋넷이라는 종목을 운동함으로써 영광으로 생각합니다. 앞으로도 이런 대회가 좀 더 발전하게 되면은 좋을 것 같습니다. 25 members from 4 continents and we are grow up year by year. Jucătorii sunt foarte buni. Observ că de la an la an cel puțin Coreea de Sud crește foarte, foarte mult. Elveția pare că este și ea pe un trend ascendent. This championship was difficult as the last one. Every championship is the same. It was more harder to get gold medal than last time. În prima finală mică, când am jucat cu Coreea, a fost meciul foarte strâns și efectiv simțeam că sunt supărat, că nu ne ieșea chiar bine jocul, după aceea foarte fericit și parcă inima o luase la galop. Dar totul este extraordinar. Foarte grea, dar prin muncă am ajuns să câștigăm o medalie care nu o spera nimeni, pentru că ne-am adunat cei mai buni, cei mai sufletiși băieți în sportul ăsta. Nohejbal je moja láska a je v mojom srdci.